President Med Center este un spital nou care a fost realizat și cu ajutorul fondurilor guvernamentale, 50%, un spital cu o capacitate de 144 de internați și 10 paturi de însoțitori. Practic, acest spital are patru componente importante, de bază fiind componenta de reabilitare neurologică, care are 72 de locuri, o componentă de recuperare cardiovasculară, un compartiment de recuperare post-traumatică și un compartiment de recuperare a stărilor vegetative. Noi vrem să punem accent recuperarea neurologică. Desigur, tratăm de la cazurile foarte grave până la patologie ușoară, mai ușoară, degenerativă, artroze și alte boli degenerative cronice. Spitalul și-a propus din start să aibă niște circuite foarte funcționale, cu o bază de tratament foarte generoasă, care se întinde pe o suprafață de 4.000 de metri pătrați. Am acordat atenția cea mai importantă factorului nostru natural care ne ajută în mod deosebit, apa geotermală. Avem o serie de proceduri cu apa geotermală, și anume de la hidrokinetoterapia în bazine interioare și în bazin mare exterior, până la băi galvanice, dușuri subacvale, băile alternante, proceduri calde cu parafină. Avem o componentă foarte importantă de terapie robotică pentru tratamentul pacienților neuromotori. Sigur că venim cu o noutate în zonă, două aparate de stimulare magnetică repetitivă transcraniană, un aparat de terapie virtuală în imersie, aparate care sunt sigur deosebite pentru această patologie neurologică. O componentă de noutate ar fi și aparatele de izochinezie, care pe lângă evaluarea coloanei vertebrale realizează o antrenare a musculaturii și a mobilității coloanei cervicodorso-lombare prin izochinezie. Care sunt afecțiunile care pot fi tratate cu aceste aparate revoluționare? Cele mai frecvente afecțiuni pe care noi ne propunem să le tratăm sunt cele din sfera neuromotorie. Capul de listă ar fi accidentul vascular cerebral, ischemic respectiv hemoragic, ar urma traumatismele craniocerebrale, mai ales că accidentele rutiere, ați văzut, sunt într-o creștere continuă și generatoare de aceste patologii. De asemenea, tratăm patologia de coloană vertebrală, și anume leziunile medulare, care generează paraplegii, respectiv tetraplegii, depinde de nivelul lezional. Sigur că tratăm și Parkinsonul, sindromele extrapiramidale, scleroza laterală amiotrofică și respectiv scleroza multiplă. Sunt afecțiuni în general infirmizante, dar care printr-o recuperare condusă judicios putem să-i asigurăm o funcționalitate quasi-normală pacientului. Pe locul 2 ar fi afecțiunile cardiovasculare, începând cu stările post-infart, valvulopatiile operate, arteriopatii, insuficiențele venoase cronice, stările post-tromboflebită și așa mai departe. Afecțiunile post-traumatice, în principal pre și după operațiile pentru artroplastii de șold, genunchi și așa mai departe. Dar nu în ultimul loc, lăsăm pentru afecțiunile din post-traumatice ale sportivilor. Avem chiar un compartiment de medicină sportivă. Afecțiunile reumatice nu sunt de importanță mai mică, având în vedere că apa termală este un remediu foarte bun terapeutic, atât în reumatismele inflamatorii, cât și cele cronice degenerative. Tratăm, începând cu poliartrita reumatoidă, spondilitele, spondilartropatiile, psoriazisul, până la artroze de toate tipurile la nivelul articulațiilor portante, cât și artrozele coloanei vertebrale. Aceste afecțiuni se tratează în regim ambulator, câte din ele sau care din ele? În regim de ambulator avem avantajul că avem și contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, unde oferim 4 proceduri gratuite, plătite de casă, timp de 10 zile consecutiv. Pacientul ambulator este consultat la venirea în spital, este evaluat și personalizat îi se aplică o terapie de recuperare. Practic are acces aproape la toate terapiile la care are acces și pacientul internat,
cu foarte mici excepții. Putem trata pe zi, mai ales în compartimentul de hidrokinetoterapie, până la 300 de pacienți ambulatori, ceea ce este un număr semnificativ. Cazurile mai grave le internăm, le monitorizăm, cazurile mai ușoare, sigur, le tratăm în regim de ambulator. Care sunt costurile la care ar trebui să se aștepte un pacient care vine în ambulator, respectiv un pacient care vine să fie internat aici? Un pacient internat, la ora actuală, trebuie să plătească 425 de lei pe zi, care include absolut tot, de la cazare, mâncare, 3 mese, cu alegerea 3 meniuri zilnic, plus 7-8 proceduri de tratament în fiecare zi. Ambulatorii, cum am menționat, 4 proceduri au gratuite, e vorba de procedurile plătite de casă. Celelalte proceduri care le suportă pacientul au variabilitate, deci prețul este în funcție și de prețul aparatului, este un calcul de amortizare. Avem un compartiment de psihologie, avem angajate 2 psihologe, dăm o importanță foarte mare acestui component al tratamentului. Psihoterapia reprezentând un ajutor grozav pentru pacientul cu afecțiuni neurologice. El trebuie să fie motivat, trebuie să fie evaluat, trebuie să-i vedem starea de anxietate, depresie și așa mai departe, pe care o putem realiza numai printr-un consult și tratament psihoterapic de calitate. Aceste aparate sunt revoluționare, de ultimă generație și unice în această zonă a țării. Aparatul VRRS, care este un aparat ce are 4 softuri concomitente, pe lângă realitatea virtuală în imersie, stimulare magnetică transcraniană, are soft de logopedie și soft de cogniție. Este al doilea aparat care a fost cumpărat în țară la noi. Deci 2 sunt în total la ora actuală în România. Doamna este cu un accident vascular cerebral, are afazie, are tulburări de concentrare și memorie, normal, după un accident vascular cerebral destul de extins. Ce face acest aparat? Acest aparat realizează o realitate virtuală în imersie. Acum am ales într-un mall. În același timp, dânsa știe că în buzunar are 500 de lei și are o listă de cumpărături. În timp ce caută, nu se descurcă și trebuie să întrebe. Dacă nu întreabă corect, nu îi se dă nicio explicație până când nu întreabă corect. Asta e softul de logopedie. Ajunge la casă și trebuie să calculeze exact câți bani trebuie să dea. Nu trebuie să dea nici mai mult, nici mai puțin decât are în buzunar. O ajută la nivel mental, cognitiv. În același timp, noi facem ca și la aparatul de dincolo, dar pe alți parametri, stimulare magnetică transcraniană, repetitivă. Am realizat cu acest aparat 4 lucruri semnificative. Trăiește într-o realitate virtuală clară în imersie, are program de logopedie, program de cogniție și de stimulare magnetică transcraniană. Rezultatele ar trebui să fie spectaculoase, nu avem experiență, este al doilea aparat care s-a cumpărat la nivel de România. Practic, pacientul învață să refacă lucruri folosindu-se de realitatea virtuală. Exact, realitatea virtuală reformează schemele mentale, atât pe cogniție, cât și pe vorbire. Corectând-o, o corectează permanent. Întâmplarea că avem în momentul acesta la tratament un pacient care este cu o hemiplegie dreaptă, este afazic, nu se poate verticaliza, nu poate merge. În acest moment lucrează mai ușor în apă, deci face o hidrokinetoterapie, iar dânsele sunt kinetoterapeute angajate aici la noi, care, după cum vedeți, îi fac mobilizări, activă mai mult pasive la nivelul părții afectate. Apa îl despasticizează și îi facilitează mișcările. Pe toată durata mișcărilor, pacientul este întrebat asupra senzațiilor, dacă are dureri, dacă este totul ok. Internarea o facem cu însoțitor. Doamna este soția care îl ajută. Un însoțitor nu înseamnă practic numai un ajutor
efectiv locomotor pentru pacient, dar și un suport psihic. Suntem pe a doua săptămână deja aici și vom reveni din nou, că progresăm. Progresăm și ne place. Ce ați găsit în plus aici? Liniște, curățenie și oameni care să se ocupe de tine și să te întrebe la tot pasul dacă e bine, dacă nu e bine, dacă se procedează corect. Despre partea de hidrokinetoterapie, avem 3 bazine interioare și unul mare exterior. Bazinele interioare au fost în așa fel construite încât cel mai mare dintre ele să aibă un acces direct pe o pantă de 7 grade, deci o pantă foarte bine calculată, astfel încât să putem introduce și scoate pacientul cu ajutorul unor cărucioare speciale, astfel încât să nu depindem de elevatoare, de lifturile acelea pentru pacienți. Cu toate acestea, avem și 2 lifturi pentru pacienți în anumite situații. Bazinul cel mai mare este cu funcționalități multiple. Acolo se poate face pe lângă kinetoterapia individuală și o hidrokinetoterapie de grup, unde avem biciclete de hidrobiciclete, avem covoare rulante subacvale cu utilitate foarte mare în antrenarea bolnavilor și în vederea stabilității, mobilității articulare. Avem un bazin mediu unde punem bolnavi cu o gravitate mai crescută ca să-i putem și urmări mai bine. În toate bazinele, pacienții gravi intră împreună cu kinetoterapeuții. Cel mai mic bazin este un bazin care este pentru cazurile cele mai grave de neurologice, pacienți care în general nu au control sfincterian. Și în această situație noi schimbăm apa după fiecare pacient de o gravitate crescută. În apropierea bazinelor avem și alte proceduri de hidrokinetoterapie, mă refer la băile alternante, dușurile subacvale cu băile Stanger, băile galvanice, toate acestea sunt cu apă termală. Folosim acest remediu natural. În apropierea lor avem și o sală mare de parafină, având în vedere faptul că parafina în general reușește să relaxeze musculatura și să pregătească după aceea pacientul pentru kinetoterapie. Aparatul are câteva elemente de stimulare funcțională neuroproprioceptivă, prin care pacientul e convins că își mișcă membru. Practic, excitația este la nivel cerebral. El nu poate mobiliza, mișca membru, dar noi păstrăm memoria kinestezică vie, astfel încât în momentul în care este apt să facă mișcarea, să nu avem un decalaj. Digiolul este un aparat deosebit care realizează pe lângă un examen al posturii pacientului, testează după aceea mobilitatea pe articulațiile principale, după care putem realiza programe kinetice pentru creșterea mobilității. Fiecare program este individualizat, după care pacientului se poate chiar transmite pe tabletă sau pe telefon programul pe care să îl poată urma și acasă. Sunt programe interactive, pacient respectiv imagini, care ajută foarte mult și motivează pacientul. Se rezolvă mai multe probleme, problemele de coordonare. La pacienții care au tulburări de mers, care au tulburări de mobilitate pe anumite segmente. Deci, în principal, sunt elemente care asigură o funcționalitate normală a membrelor în general și a trunchiului. Pot să spun că diferențele pe care eu le-am văzut în acest spital și spitalul în care am făcut practică, unde am făcut un internship de 2 luni, sunt foarte mari. Adică vreau să zic că și acolo au fost niște condiții de lux oferite pacienților, dar ceea ce avem noi aici și dotările pe care le avem noi aici sunt cu mult peste față de ce am văzut acolo. Pot să spun asta pentru că spitalul la care am făcut, în care am
la care am făcut internship-ul, a fost al doilea cel mai tare spital privat din Istanbul. De exemplu, aparatele de echilibru sunt cu mult mai, sunt cu mult peste față de ceea ce am văzut acolo. Acele, aveau și ei acolo, dar erau cele basic, adică cele care erau primele pe piață, să zic așa, acestea sunt de ultimă generație. Am făcut practică, să zic, și am lucrat 6 luni în Istanbul, unde am și studiat. Ca și o comparație, mi se pare că ce avem noi în spitalul acesta se seamănă foarte mult cu ce e dincolo și n-am mai văzut la noi în țară așa până acum. Îmi place foarte mult ceea ce fac și m-am implicat foarte mult, de aceea am vrut să văd și dincolo, să văd cum pot să lucrez în altă țară și să văd diferențele între țara noastră și alte naționalități. De ce nu ai rămas în Turcia, o țară despre care se spune că are sistemul de sănătate mult mai bine pus la punct comparativ cu cel de aici? Da, așa este. N-am rămas pentru că îmi iubesc țara și vreau să lucrez în țara mea. Acest aparat este un aparat de stimulare magnetică transcraniană repetitivă. Practic, principala piesă este cea pe care o țin eu în mână. Aparatul are acest generator de câmpuri electromagnetice, este conectat la un laptop. Pe laptop există programe prestabilite care reglează, pentru afecțiunea pe care noi o dorim, reglează puterea și durata tratamentului. Ce putem obține cu acest aparat? Putem obține o ameliorare semnificativă la pacienții cu accidente vasculare cerebrale. Indicațiile, în afară de accidentul vascular cerebral, sunt destul de multe. În sindromul migrenoid, migrena este o afecțiune destul de severă, generează dureri foarte mari, un efect foarte bun. Adică persoanele pe care le doare capul pot să vină să încerce acest aparat și le ia durerea cu mâna, cum ar veni. Da, și au rezultat foarte bun. Condiția este să se facă 10 până la 15 ședințe. Sub 10 ședințe nu garantăm o ameliorare efectivă și evidentă. În boala Parkinson, efect foarte bun. Nu în ultimul rând, în adicții. Am program și pentru mari fumători, pentru cei care nu reușesc să scape de o adicție, chiar și program pentru pacienți cu autism. În cazul pacienților cu accidente vasculare cerebrale, pacienți care știm că rămân cu sechele de-a lungul întregii vieți, cum ajută acest aparat? Adică acele sechele știm că se vindecă foarte greu, unele chiar deloc. Avem din experiența noastră cazuri în care mâna, care își revine cel mai greu la un hemiplegic, după un interval de 6 luni, și-a revenit spectaculos după aplicarea acestei terapii. Sigur că există și excepții în leziunile foarte mari cerebrale. Există și anumite contraindicații la bolnavii cu crize frecvente de epilepsie. Dar noi ținem seama de contraindicații și aplicăm pentru beneficiul pacienților. Poate acest aparat să preîntâmpine dementele sau să le îndepărteze cât mai tare în timp? Le poate ameliora, da. Pentru că, de fapt, efectul acestor stimulări magnetice transcraniene este și un efect de vascularizare, de creșterea vascularizării zonei lezate. După cum bine puteți să observați la noi, aceste saloane sunt prevăzute cu o fereastră specială prin care pacienții noștri pot fi urmăriți absolut din 30 în 30 de minute. Este un spațiu care e destinat persoanelor în stări vegetative. Acest spațiu poate să interneze 7 stări vegetative care sunt monitorizate în permanență. Se vede că la nivelul fiecărui pat avem monitor, avem oxigen, avem aspirator, avem aer comprimat pentru cei care sunt protezați respiratori. Secții de genul acesta în țară nu există. Cred că suntem pionieri. Toți pacienții sunt monitorizați 24 din 24 de ore de către o asistentă care va sta aici la acest birou. Stările vegetative, practic, care le preluăm noi, sunt stări ce provin, majoritatea sunt în comă, stabil hemodinamic, care provin de pe secții, în general, de neurochirurgie și secții de terapie intensivă. Este o muncă grea cu acești pacienți, dar merită. Am avut pacienți care după 3 până la 6 luni de stare de comă au reușit să devină independenți funcționali.
Și povestiți-ne un picuț despre componenta antistres a acestui spital. Burnout este o boală a secolului nostru. Păi, în primul rând, spitalul fiind situat într-o stațiune, este primul element antistres. După aceea, toate procedurile noastre, sau aproape toate, au componentă de relaxare, care, sigur că, au influență antistres. Eu recomand, practic, majorității pacienților, atât celor activi, cât și celor care au trecut de prima tinerețe, să facă măcar o cură de profilaxie pe an, în vederea păstrării stării de sănătate, atât fizică cât și mentală.